domnul Becali, până la urmă, ați revenit în lupta la titlu. Noi am venit în lupta la titlu. Eu acum dau interviul ăsta pentru că eu am terminat. Numai că am acum un client care negociez cu el. Înțelegi? Adică am 25 de milioane, a zis domnul că dă 25 de milioane și a zis, bă, eu campionatul, dacă îl iau, eu nu mai vreau, pentru că pot să-i pauze de 50. Și negociez cu el, dacă sunt campioni, au 40. Deci dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă, dacă nu 25. Deci contează asta foarte mult. Deci n-are rânta la gândul să o dați. Dacă am terminat, mă, ce să mai... La revedere! Nu mai... Ce să... Nu o scot la cap oricum. Și de ce nu o scot la cap? Voi acum, voi ați lăsat foarte ușor asta. Stai că nu știu ce, că ta, băi... Dar vezi cum face Dumnezeu dreptatea? Da. Că de 11 metri gratuit, aiurea... Păi spune, mă, unde? Mâna lipită, nu? Da. Unde este? Păi dă zoom-ul, că zice... Zice aseară, stai, dumne, că a atins mâna stângă. Păi dă zoom-ul, mă, unde este? Dă zoom-ul pe mâna stângă. Mingea nu atinge mâna măcar. Chiar dacă ar atinge-o, e în burtă, ea se vede că ea lovește coastele sau șoldul, se duce în afară, clar. Dom'le, vezi, numai offside-ul, că Hentul l-am văzut, eu arată-l, mă. Să mă întâlnesc eu cu tot respectul cu ăsta, cu Ișvan Covaț, arată-mi și mie unde este, arată-mi să-l văd unde-i mâna, să văd o atingere de mână. Păi dacă dai 11 metri așa... Dar ați văzut spune... că s-a arătat 11 metri, imediat... Păi dar de ce a arătat? Păi a făcut Dumnezeu dreptatea, bă, n-am văzut, să dai... Am văzut ratare. Dar 3 metri pe lângă poartă? Păi au luat-o minge, el nu-i vinovat, Ivan. Îngerii i-au ridicat mingea ca să dea greșit. Asta nu se și poate. La următoarea fază gol? Noi acum de ce am făcut meme, am spus să vedem ori meme, dacă nu i-au ieșit actele lui meme, o să facă meme. Cererea sau argăseală, arbitri străini. Și cu CFR și cu farul. Păi l-am întrebat noi pe Vasara și a zis că nu se pune problema, ca niciodată. Bine, mă, bun, niciodată. Atunci, voi rămâneți voi cu Vasara și Burleanu, rămâneți toi cu Vasaras și să vă spălați pe cap cu Vasaras. Păi ce, măi, după el, el e stăpânul fotbalului, mă? Păi dacă noi vrem arbitri străini, noi facem cerere și vrem arbitri străini, a, după arbitru sunt, care e problema ta? Dar ce, tu ești stăpânul nostru, mă? Bă, până la urmă ne face, bă, mă face de fac manifestație. Păi bă, fac cerere la Parlamentul României, fac la guvern, dom'le, vine un străin și ne bat jocorește, ce facem? Chiar așa, n-avem niciun pic de demnitate, e o chestie de o națiune aici. Aici nu-i vorba de tra-la-la de fotbal, e vorba de demnitatea unei națiuni, un popor de 20 de milioane, că suntem de 3 ori mai mari decât grecii. Ați văzut păi chiar așa vine unul și ne batjocorește în halul ăsta. Nu se poate asta așa ceva, asta nu se poate. Nu o lasă așa, chiar dacă ești în fotbal, asta nu o lasă așa. Adică nu vine un străin și ne batjocorește în halul ăsta, cum a făcut el. O să fac cer la Parlament, la Guvern, fac peste tot, nu știu, peste tot fac. Ați văzut că... Nu știu, scriu acolo, scriu să ia atitudine. Eram în Parlamentul Europei. Se întâmpla într-o țară ceva, zicea parlamentarul, uite, bă, la mine în țară o groapă de gunoi. Bă, să ia atitudine în Parlamentul României. Bă, ce facem? Avem demnitate sau nu avem? Suntem chiar ultimile zdrențele ale globului? Nici în Africa, oriunde putea să facă, ce face ăsta? Ați văzut că a făcut conferință de 3 ore în care a încercat să ne convingă că arbitrajul lui Feșnic a fost bun și a doua zi a dat comunicat de presă? Eu n-am văzut, eu am auzit, dar el ce face este un fel de batjocor a unei națiuni. Un singur om batjocorește o națiune. Da? Asta face. E român? Păi îți dau cuvântul meu de onoare că nu pot să spun. Dar e român? Dacă e român. Bă, nu pot să spun. Nu pot să spun. E român. Nu, dar nu pot să spun, da? Și are bani mai mulți decât dumneavoastră? Adică să bă, mențină nu cred. Brand. Mai bogat ca mine nu e. Dar nu trebuie să fii mai bogat ca mine ca să iei o echipă. Dar și vine la meciuri așa? Mai fost? Vine la meciuri? Bine, mă. Acum stăm să descoase. Păi dacă, da, voi, dacă nu, pentru ce omul nu-i convine? Nu vrea asta, nu vrea să audă. Nu? Dar nu? E...
are bani să susțină echipa la nivelul la care a susținut-o dumneavoastră în toți acești ani. Un om care are 25 de milioane bani cash, că eu așa am ce, bă, banii pac toți odată, un om care are 25 de milioane mai are sigur încă 25. Că doar nu e nebun să aibă 26, să dea 25 pe o echipă și să mai aibă 1 milion la familie. Nu? Nu voi fi nebun așa? Da, dar pe lângă cele 25 mai trebuie să... Păi da, nu, dar eu cer 40 dacă suntem campioni. Omul a dat, dom'le, negociem și asta. Păi și mai dați dumneavoastră echipa dacă ești campioni? La cât ați luptat pentru asta? Băi, tată, eu i-am cerut 40 ca să zic, băi, cer 40, că dacă ești campion să nu mai dau. Dar el, dacă domnul zice, dă și 40, eu după aia îi iau pe voluntariu. Și eu vin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbal. Hai că mă încep să mă laud și glumesc de fapt cu voi mai mult. Da? Dar luați campionatul până la urmă? Ce? Șansele pe echipă. S-au încurcat. Bă, normal, normal. La ora asta, prima șansă e a noastră. Și de ce e prima șansă? Nu spun că nu vreau să desconsider. Nu mai zic nici, lăsați-ne, pregătim cu tare. Erau glume. De ce? Noi avem 3 meciuri acasă. Avem numai unul în deplasare, care și ăla e acasă. La Constanța jumate-jumate sunt FCSB-iști. Și avem 3 meciuri acasă. Normal, noi trebuie să batem, nu? Nu e normal să batem. Adică eu zic că prima șansă e a noastră, eu așa cred. Și a fost și etapa perfectă pentru FCSB. Bă, a fost... Victorie rapidă. Da, aia avem prima șansă, nu? Nu? Sorescu a marcat și el din poziție de aripă. Sorescu, acum mi se pare că o să-l schimbe, îi schimbă postul. De ce? Da, așa mi-a zis ăsta. Îl pune în mijlocaș dreaptă. Mi-a zis, cum îl cheamă? Haralambus. A zis, dom'le, e păcat un jucător de 20 de ani să fie... rezervă și Sorescu, el îl vede mai mult aripă, mai mult aripă, stânga-dreaptă. Ați vorbit? Și atunci, fă, bă, ce vrei. Dacă el a adus-o aici, Haralambus, fă, bă, tu îți place. Ați vorbit? Ce? Nu știu, el se gândește să vadă, a zis, face niște antrenamente cu ei, formula cu care vom juca cu Sepsi, ca să vadă ei știu, astea antrenamentele lor. Ați sunat să-l felicitați? L-ați sunat după meci? Am vorbit cu el, nu l-am sunat să-l felicit. Am vorbit prin meme. Da. Vă așteptați să încurci rapid și pe CFR? Băi, acolo, în Giulești, e greu să câștigi. E greu să câștigi pentru că nu e greu. E stadionul ăla acolo la 2 metri jucători, adică e foarte rău, e mare, gălăgie mare, cavar mare, adică n-ai cum, e greu să câștigi. Dar mă așteptam la un egal. Dacă să bată... Da, mă așteptam să fie CFR atât de slabă. De ce a fost slab? Nu mai e ce era. Bă, nu mai e ce era, dar n-a fost slab, a avut 2 bare. Nu? Dar pare a fi așa finalul pentru CFR, sunt și scandaluri. Și alea golurile, îți dai seama, că alea golurile au fost... Adică a fost pentru noi date golurile alea. Adică, bă, a băgat alpa, a băgat mingea în poartă. Adică, înțelegi? Aia dă de la 30 de metri mingea în poartă. Ăla 11 metri care nu avea de ce să-l facă, l-a făcut. Deci alea a fost pentru noi. Când ați anunțat că vă retrageți, v-au sunat Mititelu, Iftime? Nu m-a sunat nimeni. Nu m-a sunat nimeni. Eu vreau să mă retrag, spun de ce mai mult, de fapt. Uite, eu când eram tânăr suportam. Acum vezi emoția și oboseala că la mijlocul clasamentului nicio emoție nu aveam. Nu credeam, zic că gata, vă stau la fotbal liniștit. Numai că acum spre final a început să vină emoția, m-a obosit așa de tare încât uite, și ieri și azi n-am fost la biserică. M-am sculat la 10. M-am sculat la 7 ceasul, am sunat ceasul la 7. N-am putut să mă scol, adică n-am m-a sculat și zic, lasă, nu mai mă duc. Astăzi iar... pentru fotbal. M-am obosit. Dar clar. V-ați uitat la meci? V-ați uitat? Păi da. N-ați putut să stai în cum să nu? Și mă, nu sunt chiar atât de handicapat încât să n-am atâta putere să mă uit la meci. Nu. Dar m-am obosit. Adică încercam să-mi controlez emoția, dar nu puteam. Inima, bătea inima puternic. Păi cum să vă controlați la 3 puncte de fapt?
Păi da, domnul Becali, de acuzațiile domnului Burleanu, ce spuneți? Ați văzut că v-a acuzat de blat, că nu e singur blat, că... Bine, mai mă, lasă-mă, asta am vorbit. Păi bine, mă, dar n-ai văzut, i-am răspuns, blat n-am făcut în viața mea, dacă vreau să fac blat, făceam un blat cu Iași și lua, eram campion, aveam nevoie de un egal, atâta. Dacă vreau să fac eu blatul, dacă făceam blatul, luam Buzău, era a mea, îi spuneam, dați-vă la o parte. Și a dat bunică, gol. Nu am făcut, am fost omul dreptății, nu mi-a convenit mizerii niciodată mizeriile și nedreptatea. Păi ce, nu era a mea, nu erau toți jucătorii mei acolo la Buzău? M-am zis, nu, bă, să-și joace corect, că așa e dreptatea. Și uite că Dumnezeu mi-a ajutat. Uite că eu sunt aproape de campion și alții sunt, nu știu dacă... Există. Păi nu, dar nu, alții nu există deloc, alții se chinuie, să vedem. Și dacă intră în play-off, ce crezi? Că e greu un play-off cu Dinamo. Nu? Da. O să solicitați o întâlnire cu Răzvan Burleanu sau o să discutați? M-a sunat Stoichiță. M-a sunat Stoichiță aseară. Că domne, că domnul președinte, când, băi, uite care e treaba. Eu o să vin să vorbesc cu el. Numai că de fotbal nu mai vorbesc. De ce? Eu o să vorbesc lui despre ce înseamnă că e tânăr, e ca copilul meu. Și să vorbesc lui ce înseamnă bărbăția. Și nu, că nu ca, nu ca, ca părinte îi dau un sfat. Bă, apără-ți țara ta cu demnitate. Adică eu, și o să-i spun, bă, aici nu mai e vorba de, de ce avantaje îți face ăla nașul lui Vasaras. Că nașul Vasaras este, din prima când zice, este secretarul general la UEFA. Aici nu e vorba de, de cariera ta și de cariera a mea sau cu tare. Aici e vorba de demnitatea unui neam. Adică dacă vine un om să calce în picioare demnitatea unui neam, tot neamul trebuie să se ridice asupra lui. Eu o să fac asta, chiar dacă mă retrag. Eu o să fac manifestații împotriva lui și petiții la toate instituțiile statului, că nu vine un singur om să bajocorească o națiune. Asta vreau să-i spun. Și să-i spun că orice funcție și orice putere care o ai, dacă nu este urmată de dragoste, degeaba o ai. Ia dacă ești, dacă o ții cu forța și o ții cu tiranii și dacă o ții cu tot felul de șmecherii, puterea aia nu este putere. Puterea este când te iubesc cu oamenii și te acceptă acolo în fruntea lor să conduci ceva. Puterea e la mine. Că vin oamenii, aia e putere. Dar nici n-am nevoie de ea. Dar puterea care o ții tu în șmecheria aia nu e putere. Puterea e când toată lumea ridică mâna cu dragoste. Când puterea e când toată lumea te salută. Atunci ai putere. Când ții o conducere cu dragostea omului, ai putere. Asta vreau să-i spun. De fotbal ce să vorbesc? N-am ce să vorbesc despre fotbal. Dar o să-l chemați la palat? A, dacă de exemplu el... Nu, tată, mă duc, i-am zis, băi, eu n-am de astea, că nu... Eu vreau să-i demonstrez, eu nu sunt un om dușmanos. Eu mă duc eu, bine, mă las că vine eu, na, sunt bătrân, tatăl tău, ca tatăl tău, dar vine eu, na. Am fost odată mai mutcat. N-am orgolii, n-am chestii de genul ăsta. Înțelegi? Exces de orgolii. Nu am treabă, mă duc. Dar numai că, dacă de exemplu îl dă afară pe Vasaras, atunci mai discutăm de fotbal și îl învăț cum trebuie să conducă. Pentru că el e tânăr, nu trebuie să fie rușine. O să-i spun, bă, asta. Că dacă el nu e om rău. Dacă ai în jurul tău 7-8 oameni care te învață la rău, apoi rău faci. El și băiat deștept el este, numai că trebuie să înțeleagă niște noțiuni de a conduce o instituție. El crede că e conducător, nu e. E băiat bun, atâta. Dar el conducător nu e. De ce? El crede, de ce? Are o mentalitate de asta, cum să spun eu, de mondialistă de asta, domne, vezi, doamne, cu vrăjeala. Nu, tată, n-ai nevoie de vrăjeală mondialistă, înțelegi? Și corporatistă de asta. Trebuie să, dacă ești în România, trebuie să conduci o instituție după principiile neamului tău și a țării tale. Înțelegi? Adică așa, simplu, vorbim, de, nu că ai, lasă-i pe ei, treaba lor. Ce fac ei cu mizerile lor și cu toate prostiile lor care le fac ei? Înțelegi? Cu Occidentul lor. Bine. Hai, Domnul să vă ajute. Bine. Hai. Bine.